Ce credeți că e bine pentru dumneavoastră? Să mai ascultați un cuvânt? Sau să facem o rugăciune? Ce credeți? Și una și alta, atunci mai trebuie un timp. Atunci, hai să citim un cuvânt al Domnului Iisus din Evanghelia lui Luca, capitolul 13, începând cu versetul 1 până la versetul 9. Deci, pagina 1007, Luca, evanghelistul, capitolul 13, versetul 1 până la 9. Hai să ne ridicăm. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni al călor sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, și dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Amin. Ocupați locul. Dacă nu vă pocăiți, a spus Domnul Iisus Hristos. Ioan în Matei, capitolul 3, cu versetul 2, își începe și el predica lui față de mulțime, deci Matei 3 cu versetul 2, și aduce înaintea mulțimii acest cuvânt al pocăinței și le spune tuturor, pocăiți-vă. În Ioan 4 cu 17 își începe Domnul Iisus predicile sale și în prima lui predică, la fel, puntează, pocăiți-vă. Aici, după mult timp, spune, dacă nu vă pocăiți, toți veți păți la fel. În primul rând, sunt galileienii pe care Pilat i-a tăiat cu sabia, împreună cu vitele lor și pe ei, cu străițile lor, cu merindea lor, cu făina, cu uleiul, sarea, tot ce aduceau ei pentru jertfe. I-a tăiat bucăți pe toți.
Cineva ar putea să se întrebe, de ce-o fi făcut așa ceva? Apoi Pilat era proaspet instalat ca guvernator și când el a venit, a venit cu chipul lui Tiberiu Cezar și cu drapelul. Și cei din Ierusalim au considerat o mare profanare a cetății sfinte și s-au revoltat. În fața revoltei a fost tânărul ficior a marelui rabin, cunoscut de noi sub numele Baraba. Că Baraba se tâlcuiește fiul marelui rabin. Raba este cuvântul evreiesc mare. Fiul marelui rabin. El a crezut, face o revoltă și pe toți cei veniți de la Roma îi fugărește de acolo. Dar Pilat a avut destulă armată atunci cu el, așa că a înnecat revolta, sigur cu mult sânge, dar și dintre romani au murit unii. Și atunci cuvântul lui Dumnezeu ne povestește nouă în Evanghelia lui Luca că Baraba a fost aruncat în temniță pentru o răscoală și pentru omor. Deci el a fost inițiatorul răscoalei la instalarea lui Pilat. După ce lucrurile s-au așezat, Pilat n-a mai avut ostași decât câțiva. Așa că la moartea Domnului Iisus n-a avut să le dea decât unul, doi ostași, așa o să-ți luați și păziți cum puteți, că nu avea. Și el ar fi vrut să se împotrivească și să nu lasă să-l omoare pe Iisus, să-l răstignească, dar nu avea armată, nu avea cu ce să împotrivi. Și atunci a hotărât să-l dea pe Iisus în mâinile lor, să-și facă voia cu el, zice în Luca. Oricum, omul acesta, probabil prin fel de fel de spioni a evreilor, scapă din pușcărie, probabil evadează și după aceea se refugiază prin păduri și de acum a devenit tâlhar de drumul mare. El cu ortace lui ca să-și câștige pâinea. În timpul răstignirii și procesului de răstignire, el și încă unul au fost iară prinși și închiși. Și acum Ioan notează că Baraba era un tâlhar care făcea omoruri la drumul mare și așa își aduna existența. Dar mirarea noastră a multora din zilele noastre este cum de ei au cerut pe Baraba. Dar ei au cerut pe Baraba cu gândul că Baraba va mai face odată ce-o făcut ca să alunge pe romani din Ierusalim. În schimb, despre asta nu se mai povestește. Totuși, el este eliberat în locul lui Iisus. Alți doi sunt răstigniți din ceata lor, a tâlharilor. Dar Baraba nu este răstignit, este eliberat. La cererea mulțimii. Pentru că toți îl cunoștea, că el e fiul marelui rabin și toți îi ierta păcatele numai să-l vadă liber ca iară să facă o revoltă.
Și atunci Pilat, probabil că a dat o interdicție să nu se mai adune grămezi de evrei la templu cu ocazia unor sărbători, ca nu cumva, probabil de acolo a început și a izbucnit revolta, că s-a adunat toată țara la templu cu ocazia sărbătorilor, corturilor și a Paștelui. Și acum galileenii ăștia vin o grămadă de ei cu animalele lor, cu jertfele lor, cu tot, în ciuda interdicției lui Pilat, și Pilat pune niște ostași cu săbiile și face bucăți. Taie prin măgarii care purta poverile, taie vitele de jertfă, taie oile, taie oamenii, tot amestecă. Și ăștia vin la Iisus, că ei îl credea pe Iisus că el va elibera pe Israel de romani. Ai auzit, învățătorule, ce s-a întâmplat? Dar Domnul Iisus Hristos le spune: credeți voi că ăștia au fost mai păcătoși decât toți galileenii de o pățit așa? Nu. Dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Sau, adaugă Iisus, credeți că peste ea, peste care s-a înclinat și a căzut turnul Siloamului, au fost cei mai păcătoși din Ierusalim? Nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți păți la fel. Și acum le dă o pildă ca să înțeleagă ei ce înseamnă pocăința. Dar până astăzi, cititorii Bibliei, mulți din ei, nu înțeleg nimic ce înseamnă pocăința din pilda pe care o dă. Și pilda vine așa. El a mai spus o pildă. Un om avea un smochin sădit în via sa. Smochinul putea să închipuie atunci pe tot poporul evreu. Dar el poate preînchipui până astăzi pe fiecare individ din adunare. Și în mod cu totul special, poate preînchipui pe cei care slujesc Domnului în adunare, socotind poporul via și smochinul sădit în vie. De atâtea ori se întâmplă că câte o adunare nu prea poate progresa până când Dumnezeu nu îngăduie să se ridice câte un bărbat destoinic ca să dirigeze treburile în adunare. Sau că cheamă pe cineva și să mută acolo. Cum la Cârna, după ce Dumnezeu a dat un progres destul de frumos și îs peste 40 de persoane botezate, nu este un om pe care să-l pui în slujbă. Măcar că s-a terminat casa de adunare foarte frumoasă și un apartament pentru o familie, cineva să se mute acolo, dar nu găsești pe nimeni care să se mute, să stea acolo și să facă treabă. Ei, dacă cineva se găsește să fie mutat acolo, ar putea fi smochinul plantat în via de la Cârna sau în alte locuri. Domnul Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, prin Iisus Hristos, dă învățătura aceasta, că via are un stăpân și stăpânul-i Dumnezeu. Vierul care se ocupă de vie e Domnul Iisus, care a spus: eu voi zidi biserica mea. Mărească-i să numele. Atunci, stăpânul viei vine și face o inspecție la vie, dar nu motivează multe la vie,
ca și cum vina ar purta-o toată smochinul. Și de multe ori, în multe vii, în multe biserici, vina o poartă păstorul, cel ce conduce. Și atunci întreabă despre smochin, îl vizitează pe smochin. Și smochinul nu era de prima dată, era a treia oară, al treilea an. Și trebuia să aducă roadă, dar n-a adus roadă. Și atunci stăpânul îi spune, taie smochinul ăsta, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? De 3 ani vin și caut rod în el, se vede că în fiecare an de ne, și caut rod în el, dar nu găsesc, taie el. Vierul vine invers, cu ideea lui salvatoare. Mai lasă-l și anul ăsta. Deci puterea era a stăpânului, putea să-l lăsă, putea să nu-l lăsă. Așa zice și în Ioan 15 la Iisus vița. Că dacă este cineva în mine și n-aduce roadă, tatăl meu, ce face? Taie. Dar dacă aduce roadă, chiar de aduce roadă mai puțină, tatăl meu o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Și dacă aduce multă roadă, prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit, slăvit să fie Domnul. Iată ce frumos să împletesc acestea cu smochinul. Taie-l, mai lasă-l și anul ăsta. Dar de ce să-l las? Ce vrei să faci cu el? Păi uite-te, acum am să mă ocup mai mult de el. Ce vrei să-i faci? Am să-l sap de jur împrejur? Cum se face la pom? Doar ați văzut. La pom de jur în jur să sapă pângă el. Și apoi am să-i pui gunoi pe săpătura asta la rădăcină. Și apoi la anul poate că de roadă. Se va îndrepta. Va aduce roadă. Păi dacă nici așa nu va aduce roadă, atunci îl vei tăia. Oare înțelegem noi, dacă nu vă pocăiți, toți veți păți la fel? Cu pilda asta care o pune? Ce însemnează asta? Că-l voi săpa de jur împrejur. Păi cine sapă la pom? Un om pus să sape, nu? Dar cine va săpa în jurul unui smochin, al meu, al tău, a unei surori, a pomului nostru, individual a fiecăruia? Cine sapă? Păi niște săpători. Păi cine săpătorii ăia? Ăia care n-au înțeles lecția din Psalmul 15. Să nu clevetească, să n-arunce o cară, să nu facă rău semenului. Ăia săpătorii. Și îngăduie Dumnezeu și așa te sap auzi. De știe și când te-o înțărca mamă ta. Și pe unde ai umblat, tot știe. Și știe mai multe decât știi tu despre tine. Tu știi că acolo am greșit, acolo am făcut rău, acolo, dar ăștia știe mai multe, ăștia atâtea știe.
Așa te sapă de toate rădăcinile, ți le dezvăluie, pe unde ai fost, până tot, tot, tot. Și apoi voi pune gunoi la rădăcină. Știți că asta metodă se întrebuințează până astăzi. Vrei să facă pomul roade, pui gunoi la rădăcină. Și Domnul, dacă vrea ca un suflet să facă roadă, nu roade, ci roadă, că e diferență între cuvântul roade și roadă. Roadele de multe ori pot fi închipuite cu lucrările firii, firești, dar roadă e unică și aia e roada Duhului. Mărit să fie Domnul! Și aici zice să facă roadă. Domnul să ne ajute! Amin. Dacă nu vă pocăiți, nu puteți face roadă. Odată când eram în județul Alba, avem multe biserici acolo și în Sibiu, Condurache și cei ce sunt pe acolo știe că avem jumătate județul în primire, începând din Ciznădie și în Sibiu, două biserici, una Gușterița, una pe Lupeni, și apoi partea alaltă către Mediaș toată și către Blaj. Dar în Alba Iulia, într-o biserică, într-o zi de serviciu, așa, nimeni e un proroc. Acum e până sacramento, băiatul ăla, mai bătrân și el. Nimeni acolo și cum? Nimeni imediat prorocește. Și prorocește cu privire la mine. Bărbatule, să intri în grădină, să vezi de pomi, că pomii sunt cărcați de roade și să dezbină, să-i legi și să te ocupi de ei și cu tare, cu tare. Încep și plâng pe acolo, surori și mai câte un frate și așa, slavă Domnului că El ne cunoaște și așa, bine, nu? Dar eu mă grăbem, cum totdeauna avem treburi multe. Zic că te i-ați înregistrat careva? Ia, cu tare înregistrat pe casetofon. Bine, nu avem timp acum, da, luni, cum ar fi astăzi, la 8 sau 7, cât le-am spus, ne adunăm cu toți să dezbatem lucrarea asta, că îmi pare că a fost interesantă. Așa le-a plăcut. Toți au venit, mai bine ca duminica, la adunare. Și am început și am dat câte un pic și iară stăteam pe loc și iară dezbătăm și așa. No. Am ajuns la pomi. No, cum ați înțeles, uite ce zice aici, că pomii au roadă și se dezbină și eu să-i leg. Cum ați înțeles aici? Așa cum s-o zis frate Hozan. Păi bine mă, sigur cum s-o zis, dar cum s-o zis? Păi nu ai auzit, doar acum ai auzit. Am auzit mă, dar eu înțeleg altceva, voi înțelegeți altceva, păi nu știu cum facem. Păi cum poți să înțelegi altceva? Auziți-mă, vă pui o întrebare. Dacă voi sunteți plini de roada Duhului Sfânt, mai am eu ce lega la voi? Sau voi mă legați pe mine? Dacă voi sunteți plini de roada Duhului Sfânt, vă mai dezbinați, mă? Păi vezi că Duhul Sfânt nu a zis că sunteți plini de roadă, o zis, sunteți plini de roade. Mie mi se pare că voi sunteți plini de roade, mă, vă certați, vă hârăiți, vă ciorovăiți, vă dușmăniți și eu trebuie acum să vă leg, să vă aduc la oaltă, nu mă? Apoi tu totdeauna le restâlmăcești cum vrei tu. Dar care era adevărul? Care îl credea ei, ori care l-a spus eu? Care l-am spus eu. Vedeți? De multe ori noi auzim o prorocie, dar să știi că prorocia
Numai cei duhovnicești o înțeleg. Cealalt nu înțeleg, pot să audă. De aceea nici nu se ia seama. Păi vai, Doamne, pe vremuri când am venit eu la Sfânta Pocăință, păi dacă se dădea o lucrare de prorocie în adunare, apoi și la câmp toată săptămâna frață, care erau mai pe aproape cu pământurile și lucrau, strigau unii la alții, mă, cum a fost prorocia aia, mă, cum a fost lucrarea aia, mă. Și pe câmp o discuta. Și când se întâlnea, o discuta, și în căs o discuta. Dar azi, dacă se dă o prorocie în adunare, mai se discută de ea? Nici când e gata adunarea, dacă ieși în hol, n-auzi pe nimeni vorbind de prorocie. Vedeți? Noi am pășit, pare mi se, departe de dragostea din tâi, de sectorul ăla sfânt a unei pocăințe. Dar dacă nu vă pocăiți, toți veți păți. Și apoi, ce va fi gunoiul ăla pus la rădăcină? Că pe pom, așa-i ustură gunoiul ăla, de le pui prea mult să uscă. Am avut și eu ocazia să pui gunoi, crezând că fac bine, și peste câtva timp nu m-au făcut niște frunze aricite și gata, a murit pomul, că ai pus prea mult gunoi. Dar ce-i gunoiul? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cei răi sunt ca un gunoi pe fața pământului. Și să nimere 2-3 din ăștia care sunt tot pe capul tău. Nu-i destul că te-o săpat, dar așa te mai pișcă cu toată vorba. Și Iisus zicea că tocmai pentru asta tu trebuie să aduci roade. A ce roade să mai aduci? Vedeți? În schimb, în zilele din urmă, un poet cântă: roada Duhului răbdarea își va isprăvi lucrarea și va începe sărbătoarea. Noi suntem chemați să aducem această minunată roadă a Duhului. Și pentru că nu avem suficientă roada Duhului noi, sau deloc, ne este îngăduit acești săpători și acest gunoi peste rădăcinuțele noastre, ca să aducem roadă, că de nu vă pocăiți, toți îți păți la fel. În momentul când unii te hulesc și inima ta în tine zâmbește de fericire și stă fericită pe brațul lui Iisus, tu te rogi pentru el și nu-ți pasă de vorbele lui urite. Să știți, eu am trecut pe acolo. Și așa fericit te simți, gândești că ai ajuns în rai. Oare mai aveți răbdare să vă mai spui o întâmplare? Coborăm pe Valea Someșului cu Sandu Ciobanu din Cujir, care acum, de pe la Crăciunul, în Phoenix, face citostatice, că Clujul și Alba Iulia au zis că moare și nu mai au ce-i face. Și
Și la ei nu s-o lăsa la citostatice, că pe care cum i-o văzut că au făcut acolo citostatice, într-o lună, două murit. Și cineva i-a spus de una din Germania, de-aia i-a cerut 40.000 de euro și omul, nici dacă își vindea casa, n-avea de unde face. Și atunci, având o fată aici, cineva i-a spus că în Phoenix este o astfel de policlinică care face așa ceva. Și-a venit și s-a dus cu fată, s-a somnilojit pe acolo și ăștia i-a spus: domnule, facem tot ce putem, dar eu cred că te face sănătos ce noi îți lucrăm. Dar îți trebuie 33.500 de dolari. Ceva mai puțin, dar n-a. Dar el de unde să le dea? Și îmi dă telefon. Am zis: nu te lăsa mai, Sandu, de pagubă. Dacă ei garantează că pot face ceva și tu ai pe inima asta și Domnul ți-a dat curs la asta, da, am avut lucrare, ui, așa, așa, bine, mă, supune-te și eu te ajut primul. Și am fost în acel lângă dumneavoastră și m-am înturnat înapoi cu 2240 și imediat i-am trimis la Sandu. Cineva de prin Portland, vreo trei inși care au fost din Cujir, veniți în Portland, i-au mai trimis 5.000. Și acum, înainte de a veni, îmi dă telefon și îmi spune că directorul clinicii ăia i-a făcut chipul pe 33.500 și după aia s-a dus la contabilitate și i-a făcut un discount și o sosit la 15.600 numai de plată. Slăvit să fie Domnul! Plângea omul și era fericit că Domnul va lucra și îl va ajuta. Să te ajute, cum o zis prin Duhul Sfânt, când mi-a spus lucrarea. Dar acum, eram cu el, eram cu ăsta de la Saleu, cu Talpoș și încă cu unul de pe la Bistrița, coborâm cu trenul, ne oprim într-un loc, ne băgăm la adunare. Pe mine ăia nu mă cunoșteau, nici pe ciobanul nu l-au cunoscut, nici pe Talpoș parcă nu l-au cunoscut, dar pe el de la Bistrița l-au cunoscut. Și începe și le dă cuvânt. Stăteam și admiram care de care vorbea mai frumos, vai frumos vorbeau, așa har. Dar ei, gata că noi cu trenul de 10 plecăm la Bistrița. Eu nu m-am dus, eu trebuia să aștept trenul de două noaptea cu care să viu la Vinț și de acolo să viu la Sebeș și acasă, la Sebeșel. Iesă, ies frate după el să produce un deranj, vin din ei majoritatea înapoi, conducătorul ăla lor de adunare era un baptist venit mai de curând în adunarea ci și ei nu aveau evanghelist, ăla vorbea mai bine, l-a pus de conducea treburile acelea. Vine pe bancă lângă mine, că n-avea scaune: frate, poți să vorbești ceva? Păi eu nu știu. Stă să mă uită la mine. Poți să vorbești ceva, spune-ne. Dacă Domnul îmi va da, îi putem. Tot stă el așa, chivernisește el ca cum ar fi. La un moment dat zice: mai cântăm o cântare și fratele să treacă la masă și să ne vorbească. Acum era târziu. Cineva vorbi ceva scurs și o încheia. Bine, trec la masă. Când trec la masă, mă uit la ei, ei se uită la mine, nu avem un cuvânt pe limbă. Doamne, fă bine, iartă-mă, cred că dacă m-ar fi întrebat așa mai pripit, cum te cheamă, nici atâta nu mai știam. Nimic. Mintea goală complet.
Dar păi durează, mă, 2-3 minute. Ăștia încep a-și da coate, zâmbesc. La un moment dat îmi vine un cuvânt. Așa-i omul. Oh, tot să uită. Dar iară tac. Mai trece un minut sau două. Ăștia iară nedumeriți, mă, ce predică face ăsta acum? Mai vine un cuvânt. La om îi trebuie bani, vrea bani. Apoi pe cale legală, ori în licit, dar îi trebuie bani. Și iară trec 2-3 minute și nu pot zice nimic. Nu simțeam nicio prezență, nici nimic. Doamne, îmi făceam eu proces mai lepădat. Ce frumos a vorbit aia înaintea mea și eu nu știu nici să-mi caz gura. Mă judec eu, mă judec. Mai vine un cuvânt. În sfârșit, face rost de bani pe cale nedreaptă. Și iară tac. Iară să mai scurge un timp. Ăștia ferbeau toți în bănci. Femei, bărbați, toată lumea. Era târziu noaptea, către 11 și eu îi țineam cu câte un cuvânt la 2-3 minute. La un moment dat simt eu apăsare pe capul lui, zic. Condamnă inima pentru banii care i-are. Și iară tac. Și iară strig odată. La urmă se gândește să cumpere o mașină cu lemne, că doar era în casa omului adunarea. Se vor încălzi și frații la iarnă, la lemnele pe care le cumpără. Cumpără mașina și banii tot îl condamnă, tot spre munți. Se gândește să-și ia o motoretă, dar n-am zis motor, motocicletă, am zis motoretă. Că doar va merge cu ea în lucru Domnului. Și iar mai stau. Și la un moment dat mai zic o frază. Fără să-și dea seama că atunci când creapă lemnele o aștie, poate să sară să-i scoată ochii la nevastă sa. Băi, când am zis așa, 6 bărbați să scoală de acolo și vin la mine. Tri mă prinde mâna asta, tri de asta. Trăjea ăștia încoace, trăjea ăștia încolo, bagabontule, e scrocule, dă-te jos, dar unde să mă dau jos, că ei trăjea proporțional, numai mă tot hâțăia la învuna. Dar atâta bucurie era pe mine, gândeai că am ajuns în rai, dar pe ce hule, o trasă ea pe mine, vai Doamne. La un moment dat ăștia lasă, că de partea asta era și conducătorul lor, lasă de partea asta și trec și ăia, ci mă ies și țin de mine și dă mine pe o bancă acolo de să se rupă banca. Toată adunarea pe ușa afară, gata, am rămas numai cu sfeții ăștia șase. Măi, ce interogare, mă, gândeai că-s tot securiști. De unde ești? De unde vii? Cu cine ai venit? Cine ți-o povestit de noi? Cine așa? Cine așa? Vai, Doamne! Eu nu ziceam nimic, dar nici nu prea puteam să zic ceva. Eu aveam așa o inundare de bucurie, gândeai că am ajuns în cer. Și eram. Că atunci când suferi pentru Domnul, ești aproape de El. În cele din urmă, o femeie slăbuță, așa să legăna toată, vine până aici. Mă gusti, mă, mă gusti, mă, câtă conducătorul ăla. Hai până afară, mă, lasă-l pe omul ăsta. Poate-i prorocul Domnului. E scrocul ăsta, tu, bagabontul ăsta, tu. Hai până afară, mă, hai.
Și minune că îl răzbește, îl scoate afară. Am aflat după aia că era nevasta lui. Ce vorbesc ei afară, vine ăla înapoi. Ăștia care au ieșit cu grămada toți afară, stăteau pe la geamuri. Avea târnați așa. Toți stătea să vadă cum mă bat ăștia, dar păi... Bine era de mă bătea, dar nu m-au bătut. M-am tosănit așa. Na, hai! Vine ăla înapoi. Când vine, vine senin, mă! Auzi, frate, după toate câte s-au întâmplat, ai putea să te rogi cu noi? Eu? Eu pot, voi să puteți, eu pot. Apoi, auzi, avem un frate bolnav, să ne rugăm pentru el. Ne rugăm. Ne punem pe genunchi, când ne punem pe genunchi, buf, toți, buluc, intră înapoi în adunare, pe de pe afară. Acum tot îmi făceam alt proces. Doamne bunule, cum să dau drumul la o vorbire în limbă sau la o prorocie? Pe ăștia, după ce m-au crezut ca pe nimeni altul, când m-au auzit o vorbire în altă limbă sau o prorocie, îi voi face să hulească pe Duhul Sfânt și la urmă mă încarc și eu de un păcat cu ei. Mă rugam cu cuvinte tari și mă rugam, dar nu puteam da drumul la o prorocie sau la ceva. Și rugăciunea să întețește și să duce mult mai departe. Prin casă, cum erau obiceiile bătrânești, avea blide cu cuie și cu ștergare, așa pe după blide. Mai deodată mintea părea că am adormit așa. Când am strigat odată, ei, măi, țuia blidele în cuie, așa am strigat de tare și ei s-au speriat toți. Cazul pe care îl aduceți nu-i undeva departe, e copilul născut din trupul vostru handicapat. Măi, pe burtă s-au așternut. Și apoi să-i vezi cerându-și iertare de țifrat și ăsta. Na, păi am discutat ce am discutat, ne-am despărțit, era 11 și ceva. M-am dus în gară. Slăvit să fie Domnul Iisus. Când ți se pune gunoi la rădăcină, învață-te să taci și nu să taci mânios, să rabzi plin de bucurie, că răbdarea e o roadă a Duhului. Mărească-se Domnul Iisus! Și atunci tu aduci roada cerută de Domnul. Atunci tu poți să rămâi în stratul lui Dumnezeu. Dar dacă nu știi să rabzi și te apuci și te revolți și te lupți cu ăla și te lupți cu ăla alalt și ce știu ce mai faci, atunci te taie. Atunci tu nu mai rămâi pocăit. Te taie. Dar ca să nu te taie, să aduci roadă. Slăvit să fie Domnul! Amin. Încheiem aici, că cred că ați putut înțelege ce-o vreau să zică Domnul Iisus Hristos. Dacă nu, îl vei tăia. Dacă nu vă pocăiți, toți veți păți la fel. Adică dacă nu te pocăiești, tu mori. Te așteaptă moartea. Dacă nu te pocăiești,
Dar dacă te pocăiești și aduci roadă, te așteaptă viața. Glorie Domnului Iisus! Sunt fericit că am putut să vă povestesc și faptul cum să aduci roadă. Multe ar fi să vă spun pe lângă asta. Aduce roadă e un mare har. Și oricare, eu și tu care mă asculți, Dumnezeu ne-a chemat să fim împreună lucrători cu El. Dar El, fie-i slăvit numele, a iertat o lume de nelegiuiți. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, pentru familia noastră, Dumnezeu îngăduie să ai 2-3 care să te sape. Și tu trebuie să fii împreună lucrător cu Dumnezeu. Tu trebuie să fii cel care să ierți cum ne-a iertat Iisus pe noi. Așa să iertăm și noi. Amin. Și în răbdarea asta, iertând pe vrăjmași, să ai puterea și îndemnul inimii să te rogi pentru vrăjmașii tăi. Că ei sunt cioplitori de piatră și tu ești o piatră menită să fii pusă în templul Domnului și acolo, în Ierusalimul nou, nu trebuie să se mai audă niciun ciocan și nici o daltă. Aici trebuie să fim ciopliți și dăltuiți. Și tu să te rogi lui Dumnezeu pentru cel ce te fățuiește ca să intre exact în zid la locul tău. Doamne Iisus, ajută-ne! Rămân aici. Și vreau să mă rog pentru toți care consideră că îs vătămați de nerăbdare, de nepocăință, de prihană, ca să ajungem cu toți neprihăniți, pocăiți și cu roada Duhului, răbdarea în noi. Amin! Amin.